Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Tema. Astăzi vrem să discutăm cum evoluează lucrurile în justiție, pentru că avem impresia că această reformă, dintr-o speranță pentru unii, s-a transformat într-o mare nedumerire pentru o bună parte a societății noastre. În ultimul timp s-au întâmplat mai multe lucruri interesante. Am avut și declarația Asociației Judecătorilor din Moldova, am avut și anumite lucruri produse în procuratură, vetting-ul, pre-vetting-ul, demisii în lanț, deci avem o sumedenie de motive pentru a discuta aceste teme cu un jurist profesionist și l-am invitat în studio pe doctorul habilitat în drept, constituționalistul Teodor Cârnaț, pe care îl salutăm și îi spunem bună seara. Bună seara. Domnule Cârnaț, înainte totuși de a discuta aceste teme, aș vrea să punem în discuție un alt subiect care politic a stârnit mari valuri în societate. Astăzi am avut proteste politice, dar pe noi ne interesează partea procedurală, așa cum explică un jurist constituționalist. Sigur că este vorba despre legea limbii, faptul că actuala guvernare a decis să înlocuiască sintagma limba moldovenească cu sintagma limba română într mai multe legi, inclusiv ceea ce aș stârnit nemulțumirile în Constituția Republicii Moldova. O altă modificare a fost de a denumi sărbătoarea limba noastră în limba română. Pe mine mă interesează și, desigur, pe majoritatea telespectatorilor, această înlocuire a sintagmei în Constituție, pentru că în rest, bun, e dreptul guvernării, dar totul derivă din Constituție și cum vedeți felul cum s-a procedat. Dumneavoastră, desigur, cunoașteți, bun, și trebuie să le spunem telespectatorilor despre modificarea din 2013 a Curții Constituționale, de unde a pornit toată această poveste. Cornelio, uitați-vă că atunci când unii deputați sau unii reprezentanți ai poporului din start au admis anumite aberații în legea supremă, vorbesc de Partidul Democrat Agrar în 1994, când a votat această Constituție, e evident că această greșeală care a fost ecurată în Constituție din punct de vedere științific dă bătăi de cap de acum, uitați-vă, aproape 30 de ani. 2024 vor fi 30 de ani. Din punctul acesta de vedere, mai mulți teoreticieni au lansat idei de modificarea acestei Constituții. Pe parcursul a 30 de ani, dacă nu mă înșel, a fost vreo 5 ore tentativa de a modifica articolul 13 și ca rezultat să fie readus adevărul în Republica Moldova și în legea supremă. Că noi suntem români, noi vorbim limba română, cei care se identifică că sunt moldoveni, nicio problemă, dar din punct de vedere științific, noi vorbim limba română. Bun, asta aceasta este punctul dumneavoastră de vedere pe care îl respectăm. Dar acum, haideți să vedem aspectul de înlocuire sau de modificare sau de revizuire a Constituției, nici nu știu cum se spun lucrul acesta, sau de redactare sau de elaborarea unei legi tehnice în baza căreia s-a modificat Constituția. Cunoaștem noi o altă teorie legată de executarea hotărârilor Curții Constituționale. Orice hotărâre a Curții Constituționale trebuie să fie executată și este obligatorie pentru toată societatea. Nu o spun eu, dar o spune articolul 140 din Constituția Republicii Moldova, unde se menționează că toate actele normative și alte acte care sunt declarate neconstituționale, ele sunt nule. Dar, dacă este așa, să vedem ce obligație are Parlamentul pentru a executa hotărârea Curții Constituționale din 5 decembrie 2013, prin care s-a introdus blocul de constituționalitate. Eu am altă rezervă aici, eu am alt punct de vedere referitor la bloc de constituționalitate și supremația declarației față de Constituție, dar, din punct de vedere juridic, este o hotărâre care trebuie să fie executată de către organele de stat. Organele trebuie să fie executată tot atunci, pe o perioadă, într-un an de zile, da? Așa este procedura. Și n-a fost. De aceea, vedem că Parlamentul Republicii Moldova, având obligația de a executa, trebuia cel puțin de pornit procedura de executare. Dar, noi am avut un precedent de modificare sau de revizuire sau de ajustare a Constituției în baza hotărârii Curții Constituționale legat de alegerea președintelui Republicii Moldova. Ia că aici s-a strecurat o, știți așa, o inadvertență, o greșeală, o prostie moldovenească prin care, la fel,
în 2000 s-a modificat Constituția neconstituțional și prin hotărârea Curții Constituționale noi am modificat Constituția în 2016. Da. Punctul meu de vedere, hotărârea Curții Constituționale trebuie să fie executată. Dar executarea trebuie să fie făcută de către organul colegial care are menirea de a adopta legi de către Parlament. Da. Dar nu de către secretariatul Parlamentului. Că mâine pe mâine va fi secretariatul lui Putin și va introduce în Constituția Republicii Moldova alte greșeli. Vorbiți de secretariat în cazul legii 2016. În baza hotărârii Curții Constituționale prin care s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui. Logic, trebuia să fie aplicat următoarea procedură. Și acum o explic. Atunci, în 2016, cât și acum, în 2023, din punctul meu de vedere, hotărârile Curții Constituționale se execută în felul următor. Se anunță de acum Parlamentul, biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova, se elaborează proiectul de revizuire a Constituției, se obține proiectul de revizuire, se verifică dacă corespunde hotărârii Curții Constituționale din 2013, atunci trebuie să fie din 2016, acest proiect de modificare a Constituției din nou se prezintă cu Curții Constituționale, Curtea Constituțională eliberează aviz, verifică dacă în cadrul proiectului s-a ținut cont de recomandarea sau de hotărârea Curții Constituționale din 2013, ulterior acest proiect se transmite Parlamentului, respectând întocmai procedura de modificare a Constituției. Domnul Cârnaț, dar această procedură este undeva prevăzută? Această procedură este prevăzută articolul 141, articolul 143 din Constituție. De aceea există numai trei articole unde se arată cum se revizuiește Constituția. Dacă se arată în aceste trei articole, atunci noi suntem puși în situația. Dacă deputatul nu dorește să execute o hotărâre a Curții Constituționale, ce urmează? Da, asta este o întrebare. Iar că aici e mărul discordiei. Da. Că în așa circunstanță, Parlamentul trebuie să elaboreze o lege prin care să arate a trage la răspundere penale a acelor persoane cu demnitate publică care nu execute o hotărâre a instanței de judecată, o hotărâre a Curții Constituționale. În 2016-2020, noi am avut de 5 ori suspendat Dodon pentru faptul că a încălcat Constituția. Păi nu, legea asta era criticată de fapt. În un moment. Da. A încălcat Constituția. Atunci, în conformitate cu legea care trebuie să fie elaborată, Dodon trebuie să fie atras la răspundere penală pentru încălcarea Constituției. Fix așa. La capitolul executării hotărârii Curții Constituționale în raport cu deputații. Dacă deputații nu execută hotărârea, cum se fie atrasă răspundere penală? E organul colegial. Dacă e organ colegial, nu îl poți. De aceea, în așa circunstanță, în lege trebuie să fie menționat, votarea trebuie să fie nominale. M-ați înțeles ideea. Și atunci când deputatul vine, nu votează. Ca să știi cine exact fi identificată persoana pentru a fi atrasă la răspundere. Punctul meu de vedere, cum am mers în prezent cu o lege tehnică, lasă-mi arăte acum Parlamentul, lasă-mi arăte pasul și Maia Sandu în ce state cu democrație avansată s-a modificat sau s-a redactat sau a fost schimbat articole conform procedurii de Republica Moldova. Lasă-mi arăt un astfel de exemplu. O clipă, eu am vrut să precizez, dar atunci când ați descris procedura de revizuire cu Constituția revizuită, merge la Curtea Constituțională, apoi se întoarce la Parlament, Parlamentul a doua oară o votează cu cât? Conform articolul 141-143, este obligatoriu pentru a-i garanta Constituției supremație și rigiditate să fie revizuite conform procedurii de revizuire a Constituției. Nu modificată Constituția. Deci pe revizuită. Jumătate de an? Da, s-ar putea în lege, aha, s-ar putea în lege aspectul respectiv să fie omis pentru executarea hotărârilor Curții Constituționale, fiindcă ele se execute, anume termenul de jumătate de an. Da, da, da. Dar procedura și trebuie să fie respectată 51 la sfârșit cu 2/3. Da. Acei care nu vor să voteze, nu vor să fie atrasă răspundere penală pentru neexecutarea hotărârii Curții Constituționale. Am înțeles. Acum explicați-ne, vă rog, ce se întâmplă acum. Bun, decizia va fi atacată, spun socialiștii. Deci dumneavoastră aveți unele dubii cu privire la procedura corectă, adică dubii serioase, nu unele dubii, că nu s-a respectat procedura și atunci ce se poate întâmpla?
Uitați-vă că, din punct de vedere constituțional, această normă s-ar putea să nu fie recunoscută de societate. Adică legitimitatea. Legalitatea, la fel, e parlament. Parlamentul este abilitat cu dreptul de a adopta legi. Da. Această lege a fost votată de către parlament, așa numit o lege tehnică. Și în baza unei legi tehnice, noi schimbăm denumirea limbii moldovenești în limba română, în articolul 13 din Constituția Republicii Moldova. Uitați-vă una. O parte din societate s-ar putea să nu recunoască legitimitatea acestor modificări. A doilea parte a societății s-ar putea să folosească acest șeretlic pentru modificarea tuturor articolelor din Constituție. Da, da, păi asta fiindcă în 2013 era o componență a Curții Constituționale care a adoptat această hotărâre a Curții, unde a existat și o opinie separată la hotărârea din 5 decembrie 2013. Eu personal sunt adeptul opiniei separate din punct de vedere științific, că prin astfel de modalitate nu putea Republica Moldova să fie știți, introdus termenul de bloc de constituționalitate și în cadrul blocului declarația mai superioară declarația ca și le amintim, declarația de independență mai superioară ca și Constituția, fiindcă de peste cap principiul supremației Constituției. În așa circumstanță spunem supremația blocului de constituționalitate. Da. Dar noi avem unitatea materiei de drept constituțional, unde în cadrul unității materiei de drept constituțional, dacă există bloc, nu trebuie să existe inadvertențe. Da. Nu există. Când caz de există, dacă există anumite neconcordanțe, care dintre însele noi aplicăm? Curtea a spus că curtea aplicăm declarația de independență. Da. Aceasta a fost opinia Curții. Eu am avut o altă opinie și o opinie. Dar există hotărâre. Ea trebuie să fie executată. Da. Și noi dacă mergem pe varianta pe care mă sunt prezent Parlamentul, că a votat-o ca o lege tehnică, cu 50 și ceva de deputați, în 2016, încă și mai grav, a făcut lucrul acesta prin secretariatul Parlamentului și noi în baza unor acțiuni practic a unor persoane putem. Care nu aveau abilitatea, nu aveau această atribuție constituțională să modifice Constituția, noi în Constituție am introdus două articole. Cele legate în 78, că președintele se alege de către popor în vot direct și acum, în 13, clima moldovenească e schimbată cu limba română. Punctul meu de vedere, aceasta nu corespunde procedurii de revizire a Constituției. Fiindcă, dacă noi mergem cu această procedură în continuare, Constituția noastră nu mai este rigidă. Ea este una flexibilă. Și orice guvernare care va veni pe viitor s-ar putea să pună mâna pe Curtea Constituțională să adopte orice hotărâre, spune, în conformitate cu unele prevederi din Declarația de Independență, articolul din Constituția Republicii Moldova intră în contradicții, de aceea noi vedem în felul următor. E important Curtea Constituțională să fie a lor, înțeleg. Dar uitați-vă Curtea Constituțională. Sau și fără Curtea Constituțională. Nu, anume Curtea Constituțională. Curtea Constituțională va adopta o hotărâre, Parlamentul de acum, având o astfel de procedură, normă tehnică, modificăm toate articolele din Constituția Republicii Moldova. Și noi nu vom avea o stabilitate constituțională pe viitor, nici de cum. Fiindcă orice guvernări care vor veni vor avea tentația nu să obțină puterea în Parlamentul Republicii Moldova, dar să pună mâna pe Curtea Constituțională. Fiindcă aduce noi aminte cum judecătorii Curții au ajuns în componența Curții, omițând concursuri și având numai pire sau având numai umbrela aceasta a partidului. Și ca rezultat avem componența aceasta a Curții Constituționale. Vă mulțumesc pentru această explicație. Cu dânsa am vrut, cu această explicație am vrut să începem emisiunea, pentru că sigur subiectul e de importanță maximă. Încă o dată repet, nu contează atât. Poți să fii 100% adeptul limbii române și cred că sunt foarte mulți oameni care... Eu pledez, am scris în teze de doctor habilitar, că noi vorbim limba română, că noi trebuie să modificăm articolul 13. Dar modificarea articolului 13 s-ar putea să deschidă cutia Pandorii pentru alte tentații altor puteri să introducă în Constituție fel de fel de șeretlicuri, așa cum le place lor, cum le vor plăcea lor pe viitor. De acord. Haideți acum, după ce am epuizat, zic eu, subiectul, deși în mediul juriștilor observ că discuțiile încă se poartă și fostul președinte al Curții Constituționale este foarte activ în a
le demonstrat eu tuturor. Cred că a fost un președinte nu are dreptul moral să fie activ, fiindcă lui aparține opera din 2013 și este în conflict de interese aspectul respectiv. El nu recunoaște asta, va trebui să-i scriem pe Facebook mesaje pentru a explica acest lucru. Haideți să trecem la o altă moștenire serioasă, să zic eu negativă, această situație complicată în sistemul justiției. Haideți să începem de la o temă pe care nu am reușit să o discutăm atunci când a fost ultima dată la noi, demisiile în lanț, sau încă se mai spune demisiile pe bandă rulantă din sistemul judecătoresc, de la CSM în primul rând și de la CSJ și judecători. Domnul Cârnați, în primul rând, la mijlocul lui februarie au plecat vreo 18 judecători. După asta au mai plecat încă câțiva, inclusiv președintele interimar al CSM-ului Dorel Musteață și președintele interimar al CSJ-ului Vladimir Timofte. Deci, practic, sistemul e decapitat. El este funcțional în continuare. Am observat, am reținut și replica lui Vlad Grbincea, care cumva regretă, un cunoscut ONG-ist în domeniul dreptului, care regretă plecările lor și spune că sistemul e blocat până în aprilie, poate, până în august, poate chiar în septembrie. Dumneavoastră, cum vedeți situația? Poate și mai mult. Dacă nu mergem cu astfel de tempuri cum am mers cu prevetingul, s-ar putea ca sistemul să fie blocat. Deci prevetingul da. Devină. Da, s-ar putea ca acest sistem, adică sistemul judecătorii sau puterea judecătorească, activitatea ei, să fie blocată plus minus un an de zile. Fiindcă justiția nouă ne-o garantează Curtea Supremă de Justiție. Aceasta reiese din articolul 115 din Constituție. De către Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel și Instanța de Fond. Dar ultima treaptă este Curtea Supremă de Justiție. Și dacă cei din Curtea Supremă de Justiție au dat bir cu fugiții, cei din Curtea Supremă... Așa numiți, sau poate au vrut să un gest politic. Poate. Uitați-vă că noi am pierdut încrederea în sistemul judecătoresc datorită acelor judecători care s-au acuat sau au ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Dacă într-un stat cu democrație avansată încrederea în justiție era sub zero sau la nivelul plintusului, cum spun politicieni, de mult ei demisionau. Dar așa vedem că au ajuns... Dar ei au fost promovați, domnul Cârnaț, de politic, de același Dorel Musteață, față de care n-am... Stop. No. Încrederea sau lipsa de încredere în justiție era și până la Dorel Musteață. Lipsa. Dorel Musteață n-a lucrat o iotă la Curtea Supremă de Justiție. El nu a lucrat. El a devenit judecător la Curtea Supremă de Justiție din postura de membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Dar noi vorbim de încredere în justiție. De aceea cei care au plecat din sistemul judecătoresc în prezent, ei de mult trebuie să plece. De mult. Dar felul când, sau momentul când l-au ales, l-au ales ca să fie o lovitură dublă, pentru societate. Adică auză prevetingul, da? Pentru societate, în primul rând pentru justițiabil. Și a doilea, pentru politic. Dar ei s-au gândit mai degrabă pentru politic decât pentru justițiabil. Deci e o acțiune politică. Da, pentru politic. Ei au acționat, cred că concertat, pentru a le arăta că ei nu pot fi, știți așa, discreditați în societate, fiindcă vor pleca, în ghilimele, cu demnitate, onorabil, și noi de la bugetul de stat le vor plăti 10.000 de lei. Adică judecătorul, dacă pleacă din funcție, continuați, vă rog, pentru că dacă îi revine, statul demisionează să-i... din funcție, atunci statul este obligat să achite pentru fiecare an de muncă, dacă nu mă înșel, un salariu de funcție. Până la pensie, dacă el... Da. Un salariu de funcție. Dacă a lucrat, pot să mă greșesc, dacă a lucrat 30 de ani, înmulțit la 20 sau 30 de mii de lei, calculați fiecare judecător la Curtea Supremă de Justiție cât, ce indemnizație va primi de la bugetul de stat de Republica Moldova. Deci pe lângă faptul că ei... domnul Cârnaț, sunt câteva ipoteze. Unele le-ați descris dumneavoastră. Una este că ei s-au speriat de preveting. Asta spune și domnul Grbincea și n-au vrut să fie... A doua este, care vine din prima, că oamenii au vrut mai ușor să câștige acești bani, să scoată banii din bugetul statului. Dar este și ceea ce a spus dumneavoastră, o acțiune concertată politic pentru a arăta conducerii statului că nu așa se face reforma și eventual a bloca sistemul. Corneliu, felul cum au acționat, eu mai mult pedalez pe cea de-a treilea. Ca un fel de
demonstrare a mușchilor de forță, fiindcă judecătorii fac parte din puterea judecătorească. Acei judecători au trimis la pensie pe mulți politicieni și pe mulți miniștri și prim-miniștri. De aceea, fiind în sistem câte 20-30 de ani, au văzut mulți politicieni care au încercat să facă reforme, dar până la urmă s-au împotmolit. Felul cum a început pasul să reformeze justiția, aceasta este nu altceva decât a merge cu buldozerul printr-o grădină unde ai plantat căpșune. Cam așa ei fac în prezent această reformă. În loc să fii atent cu căpșuna care este justiția de Republica Moldova, noi cu buldozerul arăm tot. De aceea nu se face cum s-a început și nu știu dacă în timpul cel mai apropiat vedem o finalizare. Dar mi-a spus întrebarea, plecarea în lanț sau incorpore, o parte, cineva spunea că va pleca în incorpore, adică toți judecătorii își vor da demisia. Deocamdată nu vedem. S-ar putea să ajungem și la această situație. Punctul meu de vedere era că puterea trebuia să facă reforma rapid, în termen de o lună de zile, maximum două, prin eliberarea în baza unei legi de la derogarea de la Constituție, eliberarea din funcția tuturor. Curtea Supremă, curs de apel și instanțe de fond. Și tu îi puneai pe poziții de egalitate pe toți. Și după aceea, care doreau să se reangajeze, poftim, nicio problemă. Dar așa cum s-a început cu prevetincul, că numai 4 sau 5 trece, dar când colea unii membri acestei comisii erau în conflict de interese cu mulți colegi care erau evaluați, la noi în Republica Moldova aceasta se numește comandă politică. Păi ăsta îl discreditem, pe cela îl promovăm. Așa ceva nu merge, fiindcă se încalcă principiul egalității și principiul non-discriminării. Vă mulțumesc pentru acest răspuns, domnul Cârnaț. Haideți să vedem cum a reacționat și guvernarea, pentru că guvernarea din start, prin Igor Grosu, a spus că da, noi oricum vom rezolva această problemă, nu vă faceți griji. Și noi am văzut cum guvernarea a decis să rezolve această problemă a blocajului, a venit cu niște amendamente la lege care prevăd următoarea, că în cazul lipsii quorumului, adunarea generală a judecătorilor, pentru că ea trebuie să numească noi, magistratul va fi convocată peste 2 săptămâni, deci după ședința eșuată, iar pentru participare și votare e suficient de o treime din judecători, deci dacă la prima ședință se cere jumătate, la următoarele peste o treime din judecători, iar dacă funcția este vacantă a președintelui CSM, atunci ministrul justiției poate să dețină această funcție. Bun, ea a strânit critici. Ministrul Justiției prezidează această ședință, o deschide și o închide, cum scrie acolo. Cum vi se par aceste modificări, această încercare de a rezolva blocajul? Eu m-am anticipat astfel de modificări, fiindcă în mai multe interviuri am spus că s-ar putea ca sistemul judecătoresc să boicoteze ședința sau prezența la ședința Adunării Generale a Judecătorilor, și ca rezultat să nu aibă loc tentativa de a alege o nouă componență a CSM-ului. Fiindcă la unii judecători în prezent le este convenabil, apele sunt tulbure, CSM-ul nu funcționează, răspunde disciplinarea, nu atrage, liberă din funcție cu atât mai mult. E anarhie. Nu-i haos, e anarhie. Da. Neavând un organ care are menirea de a asigura transferul, numirea, eliberarea din funcție, la fel sancționare, atunci, pentru cei care și-au făcut mendele în sistemul judecătoresc, o astfel de mlaștine e convenabil încă un an, doi, trei, până când pasul va pleca de la putere. Dar vedem că legislativul a prevăzut astfel de acțiuni. Din punct de vedere politic, corect acționat. Astfel de modificare la lege era binevenită. Dar, haideți să punem altfel de întrebare. O treime, cred că va fi 100 de judecători. Fiindcă în prezent în sistem au rămas 300 de judecători. O treime, 100. Dar dacă nu se prezintă 100 de judecători, care sunt acțiunile puterii în continuare? Vor micșora pragul la 50. Uitați-vă! Și vor merge la procedura democratică. Cât s-au prezentat, a avut loc adunarea generală. Da. Așa trebuie să fie următoarea prevedere din articol. Fiindcă majoritatea din cei prezenți la ședință. De ședință. Și după aceea mergem după acțiunea democratică. Da. Democrația așa prevede. Participare. A doilea aspect, legat de
prezidarea acestei ședințe. De obicei, prezidarea o face președintele CSM. Da. El a demisionat. Așa. În legislativ... Și era interimar. Oh, în legislativ, prima ședință de constituire a Parlamentului prezidează decanul de vârstă. Logic. Dacă tu îi spui la o putere legislativă că e decanul de vârstă, domnilor, pentru a scoate orice dubii, că tu vrei să pui, să privatizezi puterea judecătorească prin prezidarea ei de către Ministrul Justiției, atunci scrie în lege decanul de vârstă. Dar de unde se alege decanul de vârstă? Din cei care s-au prezentat clar, la ședința la ședința adunării generale. Din punct de vedere democratic, nu, odată ce ai un precedent, ai o normă, unde se reglementează la Parlament, același principiu trebuie să fie aplicat și la puterea judecătorească. Domnul Cărăză, explicați-mi, rog, cum poate Ministrul Justiției să prezideze ședința Consiliului Superior al Magistraturii în condițiile în care el nu este membru? Eu înțeleg că el nu mai este membru al CSM-ului. Cam asta a fost și propunerea Comisiei de la Veneția, da, asta au propus. Mai mulți experți, inclusiv și eu, de a exclude din componența CSM-ului factorul politic. Dar cel mai important factor politic era Ministrul Justiției. Uh-huh. El dicta de multe ori la Vioara sau cânta la Vioara cum CSM-ul să voteze. No. Când eram eu membru a CSM, grosul mondo cântau judecătorii. Dar ultimele ședințe, noi vedem că ministrul justiției, ba la CSP, Evioare, a fost Litvinenko vorbesc, da, da. Ba la CSM. După aceea s-a modificat Constituția de către PAS, însă proiectul a fost inițiat de fostele guverne, de socialiști, dacă nu mă înșel. Și anume au găsit numitorul comun când au votat această modificare a Constituției aproape în unison. Au găsit numitorul comun și la opoziție cât și la putere. De aceea, prezența Ministrului Justiției în cadrul unui organ din care el de acum nu mai face parte sau din cadrul unei adunări unde e spus că dacă prezența lui este implicarea politicului și tu modifici Constituția, ulterior adopți o lege care intră în contradicție cu Constituția, s-ar putea ca unii actori politici, unii deputați să conteste aceasta la Curtea Constituțională, fac o conteste și la nivel de proiect, da. La nivel de lege, că chiar poate să o facă până ca președintele să o promulge, acum se aplică controlul a priorio al constituționalității legii, poate să o conteste la Curtea Constituțională să spună această lege intră în contradicție cu modificările Constituției care le-am făcut noi recent, da. Și să fie declarată neconstituțională și să întoarcă înapoi legea în cadrul Parlamentului. Nu să uitați-vă. Legea încolo, legea încoace, suspendare, Curtea va primi această lege, va primi această sesizare. Având o practică anterioară de murare, va mura această sesizare vreo 2-3 luni de zile, va mura, în speranța că va avea loc de acum adunarea generală a judecătorilor și va alege componența și ulterior s-ar putea să o declare neconstituțională. O astfel de practică Curtea a aplicat în raport cu legea la procuratură când se alegea Stoienoglu la funcția de procuror general. Au așteptat 8 luni de zile și după aceea a fost ales Stoienoglu procuror general. Curtea după asta a declarat-o neconstituțională. Poate și ea să joace strategic. E strategic. Curtea joacă politicește. Păi, strategiile fac parte din politică. Parcă ar fi o instituție a partidului la guvernare, dar nu o autoritate autonomă, independentă. Dar în această situație am văzut că deocamdată nu prea găsim loc pentru compromis, pentru că Asociația Judecătorilor din Moldova e categoric împotriva acestor modificări. Iată, din această, să numim confruntare, poate e prea tare, dar această contradicție dintre putere și Asociația Judecătorilor, cum credeți, cine pe această lege, cine va câștiga? Cine deține puterea legislativă? Numai decât... Deci puterea. Și puterea judecătorească face parte din puterea de stat. Dar cel care deține mâna pe lege, pe modificarea legii, eu cred că până la urmă își vor impune punctul lor de vedere, mai ales că societatea va fi mute. Uh-huh. Ei, noi nu o să tăcem. Nu. Societatea în ce sens?
proteste, pichetări, demonstrații în susținerea Asociației Judecătorilor Republica Moldova va fi zero. Dar știi din ce cauză va fi zero? Fiindcă încrederea în acei judecători e zero în prezent. De aceea puterea, neavând o opoziție din partea societății, își va face mentele chiar dacă intră în contradicție cu legea supremă. Noi urmărim această bătălie politică între Asociația Judecătorilor și Președinției, putere în general, și am mai găsit o mostră de speech politic. Domnul Cârnaț, Maia Sandu recent a declarat că modul în care se comportă astăzi judecătorii va influența și mai mult rezultatele pe care le primesc în procesul de evaluare. Sigur că Asociația Judecătorilor din Moldova și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acest mod de a formula, pentru că au spus că asta este o încălcare a Constituției, că puterea judecătorească este o entitate separată. Vreau să considerați că aceste atacuri mai Sandu, a președinției, în general, la putere asupra judecătorilor vor continua și se vor înteți? Adică au de ce să fie îngrijorați judecătorii? Pentru că, bun, asta este foarte clar. Maia Sandu spune că voi, dacă veți face, cam asta înțelegem, veți face așa cum ne place nouă, veți fi promovați, dacă nu veți face, nu veți fi. Asta se numește șantaj politic din partea unei instituții condusă de o persoană care se numește Maia Sandu. Nu e prima dată când a făcut o astfel de recidivă. E a cincea oară. El e numărat, da? El e număr de acum. A început când era încă ministrul educației, dar noi vedem că această ingerință în activitatea puterii judecătorești tot mai des și mai des se îngroașă din partea președintelui Republicii Moldova. Și știți din ce cauză se întâmplă crudat? Fiindcă am impresia că președintele Republicii Moldova n-a citit Constituția Republicii Moldova. Chiar dacă a dat jurământul de respect a legii supreme, aș uitat a doua zi acest jurământ. Fiindcă ei trebuie să cunoască, conform principiul separației puterilor în stat, orice ingerință în activitatea puterii judecătorești duce la încălcarea acestui principiu. Și tu, ca o persoană oficială, o persoană de demnitate publică, prima fațetă în stat, dă-i un astfel de exemplu că dacă voi nu veți face așa cum noi vă dictăm, atunci s-ar putea să vă urmeze vetingul sau evaluarea extraordinară a judecătorilor și s-ar putea nimeni să nu vă găsiți acolo în acea componență. Pe asta cam punctul meu de vedere, aceasta este excrocherie, șantaj. Mai degrabă e șantaj politic, scrocherie mai târziu, ați vă spun. Da. Șantaj politic în raport cu unele persoane care se numesc judecători, care au depus jurământul de respectare a legii și de a face justiție, care au un mandat constituțional ca și Maia Sandu de a exercita puterea judecătorească, și noi vedem că doi subiecti care au depus ambii jurământul, unul din ei trișează, unul din ei șantajează, unul din ei încalcă Constituția. Vorba aceea, chiar dacă criminalul a încălcat legea, chiar dacă... Nu-i pedepsit imediat. Chiar dacă tu ai dosar intentat, atâta timp cât nu ai o sentință definitivă și revocabilă, el este curat ca lacrima. Tot așa și Maia Sandu, raport cu judecătorii. Atâta timp cât nu ai un act în baza căreia să spui că Chirtoacă, Druță sau altceva este corupt, tu n-ai dreptul moral să faci atac asupra acestor persoane, fiindcă au demnitate. Da. Și acum să vedem la ce poate duce lucrul acesta. Lucrul dat poate duce la ce s-a întâmplat în 2016-2020. Este al doilea președinte care vădit încalcă Constituția. A deschis cutia Pandorei. Dodon, de 5 ori a încălcat Constituția. Și până la urmă societatea l-a taxat pentru nealegere. Noi vedem în prezent Maia Sandu, consider că el a fost politic taxat prin faptul că a fost... Asta, în sensul ăsta. Da. El trebuia să fie taxat și juridic, și penal pentru încălcarea Constituției. Fiindcă tu execuți legea supremă
prin faptul că poporul te-a delegat pe tine să exerci această atribuție constituțională. Da. Tot așa și numai în Sandu i-a spus. Noi te delegăm ca atribuțiile tale de președinte să le exerceți în strictă conformitate cu legea supremă. Da. În caz contrar, pentru ce mai avem noi nevoie de lege supremă? Păi asta, pentru ce avem nevoie de legile acestea supreme? Da. Când Maia dacă Sandu, prima persoană da, spune, mă scuzați, tot. Asta pe nu mă interesează. I-a mers odată, i-a mers două ori. Acum vede că stă bine, dă bine la politic. Dar, politicul sau poporul poate să taxeze atât de dur pentru faptul că ți-ai permis să încalci legea supremă, așa că la creștini este Biblia. Când ți-ai permis să încalci Biblia pentru creștini. Da, cam asta este în societate Constituția Republicii Moldova. Am înțeles, dar ați abordat tema prevetingului și aș vrea să mai am o nelămurire, aș vrea să-mi explicați care, în ce situație ne aflăm cu acest preveting care este foarte lăudat și se mizează pe el foarte mult de actuala guvernare, care este temelia reformei în justiție din punctul de vedere a guvernării. Deci acum aflăm că câteva zile în urmă vicepreședintele CSJ Tamara Kishka-Doneva a demisionat. Ea este membră în această componență completului de judecată pentru examinarea contestațiilor. Pentru că mulți judecători, aproape toți care au candidat, nu au trecut concursul și au depus contestații. Și ea, împreună cu un alt magistrat cunoscut, Vladimir Timofte, sunt în comisie. Și a demisionat. Ea. N-am înțeles, domnul Timofte a demisionat sau nu, pentru că el a plecat din funcția de președinte a CSJ-ului. Dar, în tot cazul, comisia nu este completă și nu poate examina aceste contestații. Care este? Ce se va întâmpla cu reforma mai departe? E o problemă. Asta știu și noi, da. E o problemă și întrebarea, cum rezolvăm această problemă? Domnul Timofte, ba pleacă, ba nu pleacă, da. Ba rămâne judecător, ba pleacă din președinte, astfel de persoane caută în prezent calea spre putere. Poate va sori de norocul să rămână mai departe în funcție, vedem. Dar mi-a spus întrebarea cu Doamna. Comisia și contestările. Lucrul dat s-ar putea să blocheze, dar s-ar putea să nu blocheze. Și vă explic din ce cauză. Fiindcă odată ce au trecut evaluarea aceasta 5 judecători, atunci la 17 martie se vor prezenta acești 5 judecători care au actele în regulă. Dar, punctul meu de vedere, limitându-i dreptul altui candidat de a fi ales, atunci tu îi limitezi atribuțiile adunării generale să aleagă candidații pentru funcția de membru a CSM. Adunarea generală a judecătorilor. Adunarea generală a judecătorilor. Îi limitează acest drept. Fiindcă această comisie pre-vetting i-a luat atribuțiile adunării generale a judecătorilor. Da. Punctul meu de vedere, această comisie n-a veci căuta. Tot adunarea trebuia să facă asta. Adunarea fiindcă noi am avut un precedent legat de Stoianoglu. Când o comisie pe lângă Ministrul Justiției, din acei 17 candidați, au selectat numai 4. Și au propus CSP-ului ca să voteze și a votat pe Stoianoglu. Eu am spus că această comisie pe lângă Ministrul Justiției limitează drepturile Consiliului Superior al Magistraturii. Haideți să vedem aici această adunare sau această comisie compusă din 3 membri sau experți externi, 3 din Republica Moldova, are acoperire constituțională sau nu are acoperire constituțională. Atâta timp cât nu-i prevăzut lucrul acesta în Constituție, parcă are dreptul. Dar când te uiți mai în profunzime, noi vedem că îi limitezi dreptul adunării generale să aleagă candidații în CSM, dar să nu-i numească. Fiindcă acum trebuie să aleagă 6 candidați. Din 6 candidați, tu îi propui numai 5. Așa. Ceea ce înseamnă că adunarea generală este pusă în situația faptului să nu aleagă, dar să numească. Dar aceasta intră în contradicție cu democrația și cu legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Și drepturile celorlalți care au fost. Adulea moment, cu drepturile celorlalți. Celorlalți, cum a spus Curtea Constituțională, că este neconstituțional legat de proceduri. Dar o parte din ei
au spus că având drept, câștig la Curtea Constituțională, au tot dreptul legal și constituțional de acum să fie reevaluați de către această comisie și ulterior să participe la concursul în fața adunării generale judecătorilor. Dar, noi vedem că comisia sau completul de judecători nu funcționează. Nu este. Da. Dacă nu funcționează, atunci îi va impune un blocaj în raport cu cei care vor fi selectați din partea Parlamentului. Uh-huh. Adică previetingul trec toți. Da. Și candidații care sunt votați de Parlament și judecătorii. Judecătorii de acum au trecut aspectul, da. O parte vor câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție. Neavând încă hotărârea Curții Supreme de Justiție, el nu știe, a trecut sau nu a trecut. Adunarea Generală nu știe, se voteze sau să nu-i voteze. Uh-huh. În felul acesta, tu delegi în CSM unele persoane pe care dorește politicul. Ca rezultat, ai exclus din joc judecătorii. Cam asta este mărul discordei. Credeți că se va merge pe linia asta, pe excluzie? Dar numai așa se vede. Fiindcă această comisie care exercită prevetingul, i-au selectat pe 5 după chipul și asemănarea puterii. Da, parlament. Și dacă și ca rezultat, viitorul CSM va fi chipul și asemănarea puterii legislative, președinției și a guvernului. Și aici tot vom vedea, probabil, dacă vor reuși să ducă până capăt, după cum ați spus, puterea își va așeza în fotolii pe proprii reprezentanți, proprii susținători. Bun, nimic nou deocamdată. Dar știți mai departe cu noi ce poate să întâmple. Cei care vor fi votați de către Parlament, la fel vor fi selectați 6, din cei 14 sau 12 cât sunt ei, cei 6 vor fi votați de către Parlamentul Republicii Moldova. Ceilalți care nu vor fi de acord vor aștepta rândul la Curtea Supremă de Justiție. Dar Curtea Supremă de Justiție de acum va fi peste un an de zile care va fi funcțională. Eu cam așa văd, știți, eu văd scenariul care o să urmeze, dar aceasta e nedemocratic. Da. Aceasta nu corespunde statului de drept și în general lovește în demnitatea omului. Da, eu văd, domnul Cârnat, și anarhie, cum ai spus, dar și haos. E o situație bizară în justiția noastră. Haideți un pic să vorbim și despre procuratură și acolo s-au produs câteva lucruri interesante. În primul rând a fost anulat concursul pentru șeful PC, cum zicem noi, șeful PC Cox-ului, adică Procuratura Combaterii Crimei Organizate și Cauze Speciale. Au fost 3 candidați, din câte îmi amintesc. Ei s-au svădit, au cerut și excluderea din comisie de evaluare a unui membru. Deci noi cunoaștem Iulian Groza, cunoaștem aceste lucruri. Au fost și interese politice. Până la urmă concursul a fost oprit. Ce urmează? Iarăși încă o nouă funcție neocupată. Interimar. Prezidentul exercită această funcție, domnul Bulat. Datorită sau în baza funcției pe care era vice la PC Cox. Da, el vroia datorită acestui lucru să fie chiar numit în această funcție, să nu fie interimar. Da, da. S-ar putea să vedem pe viitor cum vor derula evenimentele, dar ce se întâmplă în Republica Moldova, atât în puterea judecătorească, la puterea judecătorească, cât și la procuratură, aceasta intră în contradicție cu separația puterilor în stat. Este vădit că este implicarea politicului atât în procuratură cât și acum Litvinenko nu mai este în funcție. Despre Litvinenko se vorbea. Dacă vorbim despre Litvinenko, Litvinenko era numai, știți, cardinalul care a organizat și s-a lăudat ca numit o funcție pe doamna Drăgălin. Dar alte persoane care au fost pasate în funcție de membru a CSP din partea politicului, la fel vor acționa concertat din partea politicului, fiindcă noul ministru al justiției formează majoritatea în CSP și orice candidat la PC Cox, dacă nu va obține, știți așa, testul de loialitate față de președintele Republicii Moldova, nu va fi selectat. Dar noi în prezent suntem țara cu interimat la capitolul putere judecătorească. Mai, la toate instanțele din Republica Moldova, toți președinții sunt interimari și mai la procuratură toate funcțiile sunt interimare. Da. Dar atunci când este omul numit interimar, duce la irresponsabilitate. Și ca rezultat vor suferi numai cetățenii. Domnul Curaț, tot în contextul ăsta s-a vorbit și despre
domnul Groza că ar fi accesat date cu caracter personal în contextul unor concursuri care a fost în concursul ăsta dumneavoastră și cunoașteți sau nu prea? Referitor la ONG-ul care îl conduce domnul Groza, eu știu că două persoane, inclusiv, dacă nu mă înșel, unul din candidați la funcția de șef la PC Cox, l-a acuzat că ea a accesat datele cu caracter personal. Eu cred că nicio organizație neguvernamentală nu are dreptul să acceseze date cu caracter personal, cu excepția subiectelor care sunt abilitați conform legii să prelucreze aceste date. Dar odată ce și-a permis o organizație neguvernamentală, atunci să vedem cum, cine le-a permis, în ce condiții și ca rezultat să fie atrași la răspundere, atât unii cât și alții. Fiindcă dacă noi închidem ochii că acesta e de-a nostru și lui se permite, atunci este nu așa, dar o duble standarde în raport cu aplicarea legii. Dar statul de drept, statul democratic, niciodată nu va tolera duble standarde. Pentru unul închidem ochii, iar pentru a doilea atragem răspundere. Odată ce a încălcat legea, fii bun și răspunde. Am înțeles. Deocamdată nu este foarte multă transparență în acest caz. Noi așteptăm mai multe detalii cu privire la această ciudată accesare a datelor cu caracter personal. Între timp aș vrea să mă întreb altceva. Cazul Stoianoglo. Recent, noul ministru al Justiției, Veronica Mihailov, a spus că în cazul în care CEDO va da dreptate domnului Stoianoglo și presupun că există asemenea așteptări, atunci domnul Stoianoglo poate să fie repus în funcție, să devină din nou procuror general. Dumneavoastră, vă așteptați la un asemenea deznodământ? Uitați-vă că actuala putere a mers la multe încălcări a legii supreme de Republica Moldova. Eu nu pot înțelege de ce Maia Sandu nu-l demite prin decret pe Stoianoglo din funcția de procuror general. Fiindcă anterior v-am arătat de câte ori ea a încălcat Constituția și acum spune că așteaptă verdictul instanței de judecată. Nu! La mijloc este altceva. Stoianoglo este omul lui Maia Sandu. Asta e. Fiindcă atunci când Stoianoglo a câștigat concursul pentru funcția de procuror general, el a fost acceptat de către Maia Sandu. Dar atunci când a fost reținut, nu a avut girul... Un moment. Aici, la mijloc, era, cred că, aspectul de loialitate pus în discuție. Și Stoianoglo și-a arătat puțin independența. Și pentru a arăta locul, au pornit cu buldozerul, cum spune puterea, dosare penale. Punctul meu de vedere, Maia Sandu are în prezent posibilitatea, prin decret, să-l demită din funcție sub două aspecte. Primul, există acel rezultat al comisiei, chiar dacă e ilegală, chiar dacă intră în contradicție cu legea. În baza aia, Maia Sandu spune că eu aștept rezultatul instanței de judecată ca să vedem corect sau nu corect au procedat cel care l-a evaluat și a spus că doi i-au pus. A doilea aspect, Maia Sandu, care poate să-l demite pe Stoianoglo, este pentru faptul că el a fost numit Stoianoglo neconstituțional în funcția de procuror general. De multe ori și eu consider cel mai plauzibil este anume eliberarea unui astfel de decret, adoptarea unui astfel de decret prin care Stoianoglo este neconstituțional numit în funcția dată. Și dacă Maia Sandu mai tergiversează, eu cred că este convenabil ca la funcția de procuror general să fie interimat 1, robul 1, robul 2, Munteanu 1, mai degrabă fi Stoianoglo 2 și ca rezultat, prin intermediul acestor persoane, să facă, deci să intenteze diferite dosare. Deci nu excludeți că domnul Stoianoglo să revină. Eu nu cred că domnul Stoianoglo va reveni în funcția de procuror general, nu cred, chiar dacă Curtea Europeană a Dreptului Omului va spune că lui s-au încălcat drepturile procedurale la exercitarea funcției de procuror general. Deci acum spun că nu cred, fiindcă în caz contrar, toți procurorii lui Maia Sandu,
care au intentat dosare penale în raport cu Stoianoglu din Splice la pușcărie și cei care au făcut evaluarea așa numită la comandă în baza unor criterii care nu erau la momentul când era fost numit procuror general, trebuie tot la fel să stea la pușcărie. Și cred că Maia Sandu mai degrabă va merge spre protejarea persoanelor care ei este loial decât să margă pe repunerea funcției lui Stoianoglu la cea de procuror general. Dar deci, o anumită satisfacție el trebuie să o obțină. Mai referitor la satisfacția morală, eu cred că conform dreptului moral, nu mai vorbim dreptul Republica Moldova, prin ce a trecut Stoianoglu în raport cu actuala putere, eu cred că nici puiul cel de șarpe nu-i dorești. Fiindcă dacă pleca binevol din funcție de procuror general, nu obținea niciun dosar penal. Sau nu i se intenta niciun dosar penal. Dar a fost primul procuror general care s-a opus. Da, aveți dreptate, fiindcă la o emisiune televizată am spus că dar nu există o practică, un precedent. Vine puterea, își numește procurorul general. Așa s-au întâmplat 30 de ani sau 30 ceva de ani de când există Republica Moldova. Și toți procurorii generali au înțeles că trebuie să plece la moment din mai funcție de procurorul general. Mai devreme s-a domnul Harunjan un pic s-a opus. Uitați-vă că domnul Harunjan avea tot temeiul legal să se opună, fiindcă Vyacheslav Gribincea, care este și cumnatul lui Litvinenko, Vladislav este cumnatul lui Litvinenko, el a fost autorul acestei legi în baza căreia primul procuror ales în funcția după noua lege a fost Harunjan și lucrul acesta s-a făcut ca procurorul general să aibă un statut independent și să nu depindă de politic. Și atunci când PAS-ul a venit la putere cu socialiștii, au spus că dacă nu pleci Harunjan din funcție, dosare penale, etc., etc. Uitați-vă, dacă a plecat din funcție, niciun dosar penal nu s-a intentat. Unii sunt dosarele în raport cu Harunjan. Par spuneți că era omul lui, vedeți că nu este așa. De aceea când spuneam că Harunjan are tot dreptul moral să revină în funcție procuror, general, fiindcă el a fost unicul până ce constituțional legal ales în această funcție. Păi, poate ne-am trezit într-o bună zi și vom vedea și pe asta. Eu știu că instanța de judecată i-a respins cererea prin care a solicitat anularea decretului. De ce există o hotărâre a unei instanțe de judecată? Vom vedea instanțele de apel, Curtea Supremă de Justiție. Dar eu am făcând o retrospectivă și o analiză până ce la această concluzie am ajuns. Domnul Cârnaț, mai avem 4 minute. Aș vrea pe scurt să-mi răspundeți și la o altă întrebare. Un alt fost procuror, Roman Statnoi, s-a judecat, a stat tot în cadrul, într-o perioadă 2 luni la pușcărie și a câștigat, va primi 100.000 de lei în calitate de prejudiciu moral, după ce a fost reținut și deținut în penitenciar pe nedrept. Asta a fost o decizie judecății. În primul rând, despre domnul Statnoi se vorbește că ar fi din pulul de procurori al lui Viorel Morar, care și el vrea să revină în sistem, dacă confirmați sau nu. Și cum vi se pare această... Dar pe mine mă interesează mai mult suma de 100.000 de lei, e vorba de 100.000 de lei pe care el îi primește în condițiile în care, de exemplu, domnica Manole, care n-a stat la pușcărie, a primit, trebuie să primească de despăgubiri 800.000 de lei. Cum se stabilesc aceste despăgubiri? Care este criteriul? De ce e așa un decalaj? Vedeți că depinde în primul rând de judecătorul care a adoptat această hotărâre. Și noi vedem că odată ce există o judecată, există o hotărâre, această hotărâre trebuie să fie executată. Cuantumul unui procuror și dat 100.000 de lei, altui, dita mai, președintele Curții Constituționale. Da, a stat 2 luni la pușcării. Și uitați-vă că mai mult în raport cu suma de 800.000 de lei a jucat rolul că președintele Curții Constituționale. Dacă doamna Domnica Manole ar fi fost boschetară în prezent, adică șomeră, atunci cred că nici hotărârea n-ar fi fost adoptată de către funcția contată. De către judecător. Dar mai mult e legat de funcția pe care o exercite. Și punctul meu de vedere că aceasta este o discriminare, este o nedreptate în Republica Moldova,
Fiindcă doamna Dumnica Manole a devenit judecător la Curtea Constituțională, omițând concursul, adică neavând dreptul moral, să devină judecător la Curtea Constituțională. Fiindcă ți-am minte, au câștigat concursul Ieșanu și Vladimir Grosu, prin târg politic, doamna Manole ajunge judecător la Curtea Constituțională. Adică, moral, nu putea să ajungă ea judecător, dar uitați-vă că având umbrela respectivă. Și această sumă de 800.000 de lei, vedem că nu este compatibil sau nu este corect în raport cu statne. Dacă da. Statnei, eu nu știu ce a comis. A stat 2 luni la pușcărie. Că e storcat bani, dar n-a comis că e sentință de achitare. Da, adică nu știm în ce era el bănuit. Da. A stat 2 luni. E destul o zi să fii reținut. O oră. Da. De acum statutul tău sau demnitatea ta egală cu zero. Și dacă este așa, atunci 100 de mii de lei și raport cu 800 de mii de lei, 800 de mii de lei, e o nedreptate. E o nedreptate. Am înțeles. Bun, domnul Cărnaț, eu cred că am epuizat lista de teme de discuție pentru azi. Vă mulțumesc pentru această, eu zic, analiză exhaustivă, care ne permite să avem o înțelegere a unui fenomen foarte complicat, pentru că temele din justiție sunt extrem de complexe. Eu sper că telespectatorii au urmărit și ei șirul argumentelor, pentru că trebuie să faci un fel de slalom intelectual pentru a înțelege toate aceste lucruri, dar e posibil de a înțelege. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și cu plăcere am să vă invit și la alte emisiuni. Aici ne luăm rămas bun, dragi telespectatori. Deocamdată suntem în continuare pe YouTube, pe Facebook, dar știți că vrem cu orice preț să ajungem, să revenim la frecvențele TV care ne-au fost luate, eu zic, mișelește de către actuala guvernare. Vă doresc, vă spun la revedere și vă doresc o seară plăcută alături de cei dragi.